Registraților. Mergem mai departe cu o eroare flagrantă a Institutului de Medicină Legală. O familie a primit trupul unei femei în loc de cel al unui bărbat. Descoperirea a fost făcută după 3 luni de când la morga Institutului a fost găsit un cadavru care apărea ca fiind dat familiei. Acum sunt în desfășurare 2 anchete, una internă și de asemenea una a procurorilor. În direct cu mai multe informații, colega mea, Mădălina Ignat. Bună ziua, Mădălina! Bun găsit! Întâmplarea a avut loc în vara acestui an, atunci când în aceeași perioadă de timp 2 cadavre au fost aduse la Institutul Național de Medicină Legală, cel al unui bărbat și cel al unei femei. Chiar dacă în prima săptămână din luna august rudele bărbatului decedat au venit pentru a ridica trupul, iată că au plecat acasă cu trupul femeii și nu și-au dat seama de lucrul acesta, și asta pentru că cei de la Institutul Național de Medicină Legală le-au recomandat să nu deschidă sicriul din cauza faptului că cadavrul se afla în putrefacție, lucru pe care l-au și înțeles familia bărbatului, el a înțeles acest lucru și nu au deschis sicriul. Cei de la Institutul Național de Medicină Legală și-au dat seama de această eroare în luna noiembrie, când au vrut să facă curățenie în frigidere și atunci și-au dat seama că cadavrul bărbatului încă se afla acolo, chiar dacă figura ca fiind ridicat. Nu și-au dat însă în schimb seama că femeia nu se mai afla la Institutul Național de Medicină Legală, și asta pentru că nimeni din familia femeii decedate nu a venit să ridice cadavrul. Este o anchetă în momentul de față în desfășurare atât la Institutul Național de Medicină Legală, însă este o anchetă în desfășurare și a procurorilor. Ne aducem de asemenea aminte că nu este singurul caz de acest gen. În 2021, o familie din America a plecat acasă cu trupul unui francez.